UPL, lider global în biosoluții, vă recomandă Airone SC. Bună seara, domnilor și domnilor, vă spun eu bine la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Iată că și de data asta vă aștept în fața televizoarelor cu subiecte interesante, dar și cu invitați pe măsură. Dacă seara trecută am fost onorat de prezența ministrului Agriculturii, domnul Adrian Chesnoiu, de prezența domnului doctor în agricultură Ioan Enoiu, să știți că nici ediția din această seară nu va face excepție. Veți vedea aici în studio foarte mulți fermieri performanți, oameni care reprezintă mult pentru agricultura românească. Sunt etaloane, aș putea spune, pentru zonele din care vin și sunt convins că în urma discuțiilor, dezbaterilor pe care le vom întreprinde aici în studio la Agricultura la Raport, putem găsi împreună soluții, aceste rezolvări pentru multe dintre problemele fermierilor există, totul e ca cineva să le pună cap la cap, să le explice pe înțelesul nostru, să transmită mesajul corect către autorități, către ceilalți decidenți și atunci ușor, ușor toate aceste aspecte se clarifică și sunt convins că chiar dacă nu e o perioadă ușoară, lucrul ăsta l-am văzut, îl observăm, dar acum ce mai e simplu în ziua de astăzi dacă e să parafrazez pe cineva și cu atât mai mult în lumea în care noi trăim, ar trebui ușor, ușor să ne familiarizăm cu genul ăsta de situație. O situație destul de delicată, destul de complicată. Vedem cu toții cum vin aceste schimbări, modificări, transformări, la ce riscuri suntem supuși și la toate astea trebuie să găsim rezolvări cât mai repede, pentru că nu ne așteaptă nimeni, iar dacă soluțiile astea nu vin în timp util, s-ar putea să nu mai fie de folos peste un an, doi, trei sau nouă. Bun. Cred că am vorbit suficient de mult pentru începutul acestei emisiuni. Vă spuneam că suntem în direct, atât pe televizor, cât și pe pagina de Facebook AgroTV. Ne puteți urmări live și acolo. Aștept mesaje, întrebări și, de ce nu, pozițiile dumneavoastră pentru ai mei invitați. Dați-mi voie să îi și salut și să le mulțumesc pentru prezență, domnilor Dan Hurduc, membru în Consiliul Director al Clubului Fermierilor Români. Bună seara, mulțumesc Bună seara. Pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnul Mircea Chipăilă, dumnealui este fermier, de asemenea reprezentant al Clubului Fermierilor Români, reprezentați zona Dobrogei de data asta, dacă domnul Hurduc vine din partea Moldovei, din Vaslui, dumneavoastră sunteți dobrogean. Aș putea să găsesc un numitor comun pentru cei doi distinși invitații. Seceta a fost numitorul ăsta comun, că vrem, că nu vrem. În 2020, cele două zone ale României au fost puternic avariate, lovite de acest fenomen climatic, de care mi-e teamă să o spun, dar cred că ne vom mai lovi și în perioada următoare, ne vom mai întâlni și în perioada următoare. Tocmai de aceea vă propun să discutăm, începând cu această oră, despre soluțiile pe care le propun cei din cadrul Clubului Fermierilor Români pentru agricultura din aceste zone cu constrângeri specifice. Și dacă domnul Chipăilă ne permite, aș vrea să încep discuția noastră cu domnul Hurduc. Domnul Hurduc, de ce e nevoie de acest mecanism de intervenție și haideți să definim poate zonele astea cu anumite constrângeri specifice. Da, eu aș vrea să vin cu precizarea ca să, un pic mai tehnică să înțelegem. În România, activitatea agricolă se desfășoară, este destul de bună. Agricultura României este destul de favorabilă, dar în cadrul teritorial al României avem și anumite constrângeri. Avem constrângerile din zona montană, constrângerile din delta Dunării, care sunt foarte clare, dar pe lângă aceste constrângeri,
mai avem și anumite constrângeri specifice raportate la anumiți indici biofizici, în speță indici de climă, de climă și sol sau de sol. Mai pe direct ne referim la indicii de climă și sol, care sunt în special seceta. Este vorba de cantitatea de precipitații raportată la o evapotranspirație, că este potențială sau că este reală. Aceste constrângeri specifice sunt în anumite zone care an de an au avut arșiță, secetă, în special Dobrogea, Moldova, sudul Moldovei, Oltenia, și mai sunt și anumite microclimate în care apar an de an aceste fenomene, și într-un final, ca zonele României să fie oarecum echilibrate, este necesar, noi credem că este necesar un mecanism de intervenție. Noi am vrea să fundamentăm oarecum mecanismul de intervenție, soluțiile, noi nu putem, noi suntem fermieri, venim cu oarecare soluții la nivel de fermier, dar soluțiile oarecum sunt atributul decidenților a Ministerului de Agricultură și oarecum Ministerul de Agricultură propune soluții. Dar noi am vrea să argumentăm științific și în seara asta cred că trebuie să avem o discuție tehnică și să ne raportăm la indicatori științifici ca să eliminăm subiectivismul din aceste zone. Noi am avut în exercițiul anterior în PNDR, am avut aceste zone cu constrângeri specifice. Ele au fost publicate și s-au sprijinit pe baza unui regulament care în decembrie 2013 a fost publicat în Jurnalul Comisiei Europene. În acest regulament erau specificați indicatorii biofizici, după care s-au stabilit aceste zone. Dar o să ajungem acolo și o să-i dezbatem mai intens. Noi spunem că mecanismul de intervenție este foarte necesar pentru a compensa acest deficit de competitivitate la fermierii care se desfășoară activitățile agricole în aceste zone încercate. Acum trebuie să știm că apa este prețioasă pentru toată lumea. În ultimii 20 de ani, cantitățile de apă de precipitații căzute în zonele agricole s-au redus constant și apa a devenit prețioasă pentru toți fermierii, dar sunt și zone foarte afectate în care trebuie să-și desfășori aceste activități agricole și este foarte complicat. Noi suntem doi fermieri din zone foarte afectate, corect, dar n-am vrea să ne raportăm la noi, am vrea să ne raportăm științific la aceste zone, pentru că să compensez deficitul de competitivitate, să poți să vindem într-o piață globală și într-o piață globală raportată la România, dar și la piața Uniunii Europene și în afara Uniunii Europene, și mai ales că suntem în bazinul Mării Negre și intrăm în competiție directă cu Ucraina și Rusia, ceea ce este dificil pentru noi. Bun, iertați-mă, ați pomenit numele celor două țări, știu că nu face parte din subiectul nostru din ediția de astăzi, dar hai să ne imaginăm, să încercăm așa să încropim un scenariu vis-a-vis de situația asta geopolitică de lângă România. Vrând nevrând, s-ar putea să ne confruntăm cu anumite mecanisme care se vor declanșa în jurul nostru. Este cert, noi trebuie să ne obișnuim. Secretarul General NATO chiar zilele trecute chiar spunea că trebuie să ne facem politici și să fim obișnuiți că ursul este la ușă în permanent. Adică dacă ținem de lucrul ăsta, situațiile geopolitice afectează bursele, afectează economic investițiile, corect, banii care corect, se pot scumpi, se pot ieftini, afectează activități logistice de transport, de poate afecta prețul foarte mult, dar noi fermierii din zonele, sau nu numai, toți fermierii din zonele afectate de constrângeri specifice, este un plus care trebuie să fie rezilienți. Noi suntem în permanență de deficit de competitivitate și în afara faptului că menținem în viață activitățile agricole, trebuie echilibrate zonele socioeconomice. Ce înseamnă să o echilibrăm zonele socioeconomice? Adică în această zonă, dacă avem migrația forței de muncă, dacă zonele se depopulează, dacă renunțăm treptat la activități agricole, pentru că nu poți să reziști la infinit în aceste zone fără a încerca abordări integrate de la mecanisme de intervenții și de la soluții destul de... Deci, unul este mecanismul de intervenție, altul este să-ți adaptezi tehnologiile care ține de fermier, de știința fermier,
fermierilor sau permanent să-ți adaptezi managementul strategic al fermei în așa fel încât să reziști, să vinzi mai bine, să produci mai bine, să ai prețuri de cost, care noi o să le dezbatem dacă o să avem timp în această seară, o să le intrăm în amănunt la fiecare în parte. Deci fermierii din aceste zone trebuie să fie mult mai pregătiți și permanent atenți la ceea ce se întâmplă pentru a nu da faliment și pentru a menține profitabilitatea, că într-un final suntem într-o activitate de antreprenoriat, nu ne putem menține competitivitatea la infinit. Dar am vrea să abordăm integral și am vrea să fundamentăm necesitatea unui mecanism de intervenții. Celelalte soluții, cât, cum, este rolul Ministerului Agriculturii și noi apreciem pentru că în ultima perioadă s-au făcut consultări maraton, a fost o deschidere foarte mare la Minister vis-a-vis de problemele fermierilor și noi ne bucurăm de această deschidere, chiar am văzut că a apărut în consultare publică, dar noi vrem să fundamentăm necesitatea acestui mecanism de intervenție și după ce o să las pe domnul Chipăilă, colegul meu, să mai povestească despre zona dumnealui, o să încercăm să facem o ușoară retrospectivă a acestor constrângeri, acestui mecanism de intervenție în exercițiu financiar anterior în aceste constrângeri specifice și am vrea să avem o abordare profesionistă, o actualizare nouă, indicii, criteriile, indicatorii sunt bătute în cuie în cadrul Comisiei Europene și nu pot fi modificați indicatorii și noi nici nu solicităm modificarea indicatorului, noi solicităm o abordare profesionistă științifică a actualizării datelor care au fost introduse, că una e acum 30 de ani, cum au fost datele introduse pe o perioadă de 20-30 de ani, condițiile de mediu erau și de climă erau altele, cantitățile de precipitații erau altele. În ultimii 10 ani, noi am vrea să, și o să vorbim despre acest aspect, o să dorim actualizarea științifică, profesionistă, cu cât mai spre deloc abordări subiective și că cine desenează o hartă și unde desenează o hartă. Noi trebuie să fim foarte clar că trebuie să respectăm indicatorii. Deja v-am spus, aproape am făcut o radiografie a problematicii de constrângeri specifice, a efectelor secetei asupra fermierilor din aceste zone și necesitatea ca aceste zone să rămână în cadrul activităților agricole, să se dezvolte simetric, pentru că suntem în aceeași piață și trebuie să facem și o analiză a exercițiului financiar anterior, să vedem obiectivele au fost atinse. Obiectivele au fost atinse și dacă n-au fost atinse, unde putem actualiza? Adică cât ne permite Comisia să actualizăm sau să schimbăm criterii? Noi nu mergem pe schimbarea criteriilor, că probabil nici nu o să se poată, dar solicităm o aplicare, o abordare științifică a problemei și o abordare care să nu lase loc factorului subiectiv, că acum interpretări pot fi multe. Bun, luăm 10 secunde de publicitate și după o să revenim și cu domnul Chipăilă. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Am revenit în direct aici la Agricultura, la raport. Domnul Chipăil, vis-a-vis de cele spuse de domnul Hurduc un pic mai devreme. Mulțumesc mult pentru invitație. Aș continua discuția prezentându-vă niște date. Stațiunea Valului Traian, care e cea mai apropiată de zona în care lucrez eu, în ultimii 85 de ani, media multianuală a precipitațiilor e 417 litri. În ultimii 85 de ani, în ultimii 10 ani, modificările sunt, ca să-l completez puțin pe domnul Hurduc, în ultimii 10 ani lucrurile s-au schimbat semnificativ, cantitatea de apă e undeva 320 de litri, deci au mai scăzut, ca să înțelegeți. Și eu sunt convins că înțelegeți, cumva la jumătate din necesarul să ai o cultură în condiții bune de supraviețuire. Și probabil că perspectivele sau tendințele sunt tot de scădere. Problema e că schimbările climatice de care făceam vorbire vin la pachet cu altceva. Fără iarnă, cu temperaturi în luna ianuarie de plus 19 grade. Uh-huh. Exact ce trăim astăzi, sau am trăit lucrul ăsta, sau în februarie. Cu îngheț în luna aprilie.
lucruri pe care fermierii nici nu le pot controla, nu le pot percepe cât de mult s-au schimbat lucrurile în perioada ultimilor 10 ani și atunci zonele respective sunt vulnerabile. De fapt, despre asta e vorba. Vulnerabile o parte din zona care ați vorbit dumneavoastră, geostrategică, și pune o presiune pe fermierul din România. Da. Foarte corect. Dar dacă ne găsim pași, eu am să spun direct, de data asta România are ministrul agriculturii, am să spun fără să, adică a făcut niște lucruri care le-am trăit. S-a renunțat la, s-a luat derogare pentru neocotinoide, deci putem trata sămânța de floare, porumb și sfeclă de zahăr, putem face niște lucruri, avem voie să dăm în perioada de, exact acum sunt fermieri care fertilizează terenul. A făcut lucrul ăsta, 50 de kilograme substanță activă. Din păcate, cu îngrășămintele e o situație diferită față de ce ne-am dorit noi fermierii și probabil că și taxarea inversă în iunie, care iar va deroga, a făcut niște lucruri. Așteptăm de data asta, avem dialog, permite dialog domnul ministru și asta e realitatea față de ce am avut în spate, vorbeam anterior cu dumneavoastră, permite dialog și eu sper să avem un dialog deschis și zonele respective să ne aplicăm asupra lor. Fermierii din zonele respective sunt vulnerabili, fac producții mai mici, cu toate că fac cheltuieli mai mari. Și atunci nu vrem nimic în plus, nu, cumva un echilibru, să fim competitivi, iar satul românesc să poată dezvolta în zona respectivă, să rămână comunitatea, să rămână tinerii în România, nu-i niciun discurs naționalist. Cumva să înțelegeți, dar, că... Iertați-mă, și dacă ar fi naționalism, noi românii la un moment dat am ajuns să ne fie teamă să spunem că suntem naționaliști. Dar, Dumnezeu, care e problema dacă suntem naționaliști? Că ne iubim țara, că suntem până la urmă români și că recunoaștem lucrul ăsta și că putem să ne apărăm niște valori naționale. Toate statele, să știți că în felul lor sunt naționaliste și țin la propriile valori. Da. Dar la noi deja s-a luat așa, într-un mod ăsta, poate bine, un pic deformat. Noi suntem la începutul exercițiului financiar și practic suntem pe criteriile europene la care trebuie să le respectăm. Practic nu e vorba de naționalism. Ideea este că trebuie să ne pliem. Suntem și europeni, dar suntem români întâi. Sigur, dar trebuie să ne pliem, trebuie să fim și pragmatici, trebuie să ne pliem pe regulamente, trebuie să facem în așa fel încât să optimizăm toate fluxurile financiare care pot veni ca intervenție din partea Uniunii Europene. Deci, practic, noi vrem prin aceste discuții, noi am făcut și o propunere care probabil nu o să aibă această formă. Noi la Clubul Fermierilor ne-am gândit că în urma discuțiilor cu fermieri din zonele în care noi am făcut conferințele, că am propus un supliment la o ecoschemă, la ecoschema de practici benefice pentru agricultură în zonele cu culturi arabile, în care propuneam noi, am venit cu o sumă de 30 de euro ca să compenseze un deficit de competitivitate și în zonele respective fermierii și-ar fi adaptat tehnologiile. Corect. Cum spuneam că apa este foarte prețioasă, ar fi făcut în așa fel încât să păstreze apa în sol, ar dezvolta sustenabil agricultura în aceste zone, ar avea grijă de sol pentru să evităm. Deci avem practici benefice pentru mediu. Numai că pe pilonul 1 din discuțiile și cu ce le-am avut prin această propunere, se pare că nu poate să intre în pilonul 1. Noi acum așteptăm soluții de la Ministerul Agriculturii, așteptăm soluții în așa fel, poate pe pilonul 2, nu știm, poate pe măsurile, de, agro, pe măsurile de agromediu. Chiar am văzut astăzi în planul național strategic care este supus în consultare publică, în care se poate lua în discuție această intervenție pentru zonele aceste specifice să se facă în cadrul pilonului 2 pe măsurile de agromediu. Ideea este că, ca să înțelegem și să nu facem greșelile și să analizăm greșelile trecutului, trebuie să facem o ușoară retrospectivă a criteriilor tehnice. Aș vrea ca lumea să înțeleagă, fermierii să înțeleagă care au fost criteriile tehnice care au stat la baza acestor zone cu constrângeri specifice. Deci în 2014, în 2013 s-au stabilit criteriile printr-un regulament, criteriile biofizice la nivelul Comisiei Europene. Aceste criterii erau, cum am spus, criteriile pe bază de climă, climă și sol, dar criteriul cel mai important a fost
indicile biofizic care răspundea de secetă, în care se făcea un raport între cantitățile de precipitații și evapotranspirația potențială. Acest criteriu trebuia să aibă în numeric să fie sub 0,5 și în funcție prin rolarea acestui criteriu se puteau vedea zonele în care cantitățile de precipitații sunt deficitare. Corect. Numai că, în urma rulării acestor criterii, vreo 7 criterii biofizice, în care avem temperatura de îngheț, seceta, solul, textura solului, au rezultat zonele cu constrângeri specifice în exercițiul anterior. Noi toți am văzut că în anumite zone au apărut anomalii. În sensul că sunt UAT-uri care, din aceeași zonă, care vecine, care nu sunt prinse. Deci un exemplu la domnul Chipăilă, da, poate să ne spună... Din cele 62 de UAT-uri, 4, în Constanța sunt 62 de UAT-uri. 4 din ele în care sunt și eu implicat, Poarta Albă, Murfatlar, Rasova și Cernavodă, sunt scoase din zona cu constrângeri, fără nicio explicație tehnică. Și atunci suntem, comunitatea respectivă din zonele care vi le-am enumerat e supusă la un stres în plus, atât cu fondurile europene, în afară de faptul că nu beneficiază de suma da, respectivă. Adică, ca să intervin, în 2019 problema noi o analizăm și eu personal analizez în 2014. În 2015 am avut discuții la DG Agri, la comisie, în care au fost discuția cum s-au trasat aceste zone. Și atunci directorii ne-au spus că toate țările, de exemplu Austria, au băgat toate UHT-urile pe zonă defavorizată. Toate țările au încercat, au avut un mecanism de intervenție prin autoritățile de management în cadrul PNDR-ului, în care să dea un acord fie în acestor zone. Numai că la noi, nu știu ce s-a întâmplat, în care au tot fost introduse UAT-uri și nu au mai fost scoase. La un moment dat s-au depășit bugetele și comisia a spus stop. Din momentul ăsta nu mai aveți să introduceți niciun UAT, dar aveți voie să scoateți. Numai că s-au sesizat, adică toată lumea s-a sesizat, chiar și la noi și în comisia s-au sesizat și toate țările au făcut lucrul ăsta, nu numai România, au crescut atât de mult pe zone defavorizate, încât la un moment dat oarecum încrederea în trasarea acestor zone a scăzut la nivelul fermierilor. Noi acum ce propunem, ce spunem? Vrem o actualizare, nu a indicatorilor care sunt fixi, vrem o actualizare a condițiilor de climă și mediu, pentru că în ultimii 10-15 ani precipitațiile au fost deficitare și oarecum zonele au fost ușor reconfigurate. Și vrem o abordare științifică, profesionistă, în care nu poate să spună nimeni, domnule, eu sau să intervină, că nu ne dorim intervenții sau nu le vreau la mine sau vreau la el. Intenția este că acești indicatori pot rezolva științific. Rularea, actualizarea acestor indicatori pot rezolva științific cum vor arăta următoarele zone constrângeri specifice, dacă soluțiile ministerului și finanțările permit acest lucru. Deci abordarea este și trebuie să fie profesionistă, dar este strict necesară ca să echilibrăm socioeconomic zonele, că suntem în aceeași piață, vindem în aceeași piață, avem costuri egale și atunci și condițiile trebuie să fie oarecum simetrice, ca fiecare fermier. Acum, sigur, la o cifră, la o fișă tehnologică pe hectar de 1000 de euro pe hectar, în care consumăm 1000 de euro pe hectar, o intervenție de 30 de euro nu înseamnă extraordinar de mult, dar înseamnă totuși o recunoaștere a activităților și a eforturilor depuse de fermieri în aceste zone cu constrângeri specifice. Pentru corectitudine v-aș spune că zonele respective care le-am enumerat în exercițiul anterior au fost în zonă cu constrângeri, da. După care în 2013-2014 au fost scoase fără nimic. Nu, fără ele s-au schimbat, indicatorii, că exercițiul financiar s-a schimbat. Și prejudici. Scuze, trebuie să iau publicitate, luăm câteva minute de pauză, după o să revenim în direct la Agricultura la Raport și o să căutăm să găsim soluții pentru aceste zone, dar nu numai pentru zonele respective, în general pentru următoarea perioadă din agricultura românească.